4 volume dedicate personalităților clujene care au contribuit la realizarea Marii Uniri au fost lansate ieri seară la Muzeul Eparhial din Cluj-Napoca. Evenimentul editorial se înscrie în șirul manifestărilor organizate lunar în cadrul serilor culturale ale Muzeului Mitropoliei Clujului. Lansarea de carte a reunit clerici, istorici, profesori și oameni de cultură. Prezențe clericale transilvanene la Marea Unire de la Alba Iulia 1 decembrie 1918, efigiile ierarhului, prăbușirea monarhiei austro-ungare și importanța istorică a zilei de 1 decembrie 1918 și numărul 2 al anuarului calendarul Renașterea 2019 sunt volumele lansate ieri seară la Muzeul Eparhial din Cluj-Napoca. Prezent la eveniment înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a evidențiat importanța celor 4 lucrări lansate. În grai liturgic, anamneză înseamnă nu numai aducerea aminte a unor evenimente care au avut loc, ci efectiv reactualizarea lor. În liturghie este un moment când are loc anamneza, adică ceea ce a făcut Domnul Hristos pe cruce pentru noi, se reactualizează. Nu este numai o relatare istorică, ci este reactualizarea momentului. Eu cred că această seară, așa cum am auzit de la Părintele Consilier Cultural, va fi și un fel de anamneză a ceea ce s-a întâmplat în trecut și care a avut repercursiuni deosebite pentru viața noastră spirituală, pentru viața noastră intelectuală, de genul citadină aici în Cluj, pentru că vor fi pomeniți oameni deosebiți de către oameni deosebiți. Am dorit organizarea acestei seri în prelungirea evenimentelor pe care Arhiepiscopia noastră le-a organizat anul trecut în contextul sărbătoririi centenarului de la Marea Unire și pentru faptul că am prezentat public una din lucrările importante și de referință pentru istoriografia noastră pe care am realizat-o la nivelul Arhiepiscopiei noastre, și anume o carte care restituie pentru prima dată biografii la peste 165 de preoți ortodoxi care au participat la Marea Unire și care au votat acest act istoric în urmă cu 100 de ani. Pe lângă această carte a mai fost prezentată și o carte de restituiri publicistice ale episcopului Nicolae Ivan, ctitorul acestei eparhii și unul din oamenii extrem de importanți pentru istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania de la sfârșitul și începutul secolului al XX-lea. Și totodată lucrarea părintelui și istoricul Ioan Lupaș despre prăbușirea monarhiei austro-ungare și despre semnificația istorică a zilei de 1 decembrie. Și n-am făcut-o oarecum întârziați de timp, ci mai ales pentru faptul că pentru noi ardelenii centenarul continuă și în acest an, având în vedere că pentru Cluj, care este metropola Transilvaniei, în anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înființarea Universității Daciei Superioare, 100 de ani de la înființarea principalelor colegii românești din această urbe și 100 de ani de la înființarea Teatrului și a Operei Naționale din Cluj. În această seară din februarie, la întâlnirea lunară din Muzeul Mitropoliei, de seri culturale pe care le organizează Mitropolia Clujului, s-a asist la un regal de cărți, la un regal de muzică. Au fost prezentate 4 lucrări fundamentale pentru istoriografia românească, nu doar pentru istoria bisericii. 4 lucrări, 4 cărămizi pe care avem bucuria să le avem în fața noastră, prezentate cu profesionalism, dar și cu empatie, începând cu înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, părintele profesor președinte al Senatului Universității Babeș-Bolyai, profesorul Ioan Chirilă, de ceilalți distinși colegi, astfel încât această seară a fost o binecuvântare de la Bunul Dumnezeu, repet, să fim în preajma unor oameni deosebiți, a rememorării unor personalități ilustre ale Episcopiei, ale Clujului, ale Universității Babeș-Bolyai, care este și ala centenar în acest an, dar și ale istoriei naționale, iar sopranele, mezzosopranele care ne-au încântat au făcut să trăim emoția acestei seri culturale deosebite. Istoria ne învață să cunoaștem trecutul, să înțelegem prezentul și să credem în viitorul României.
este epitaful, este testamentul părintelui academician Ioan Lupaș, un făuritor al Marii Uniri, un consolidator al României întregite, prin faptul că a ctitorit în Cluj-Napoca Institutul de Istorie Națională. Astăzi, Institutul de Istorie George Bariți, în cadrul Academiei Române, atunci în cadrul Universității Dacei Superioare din Cluj, unde a fost profesor la Catedra de Istorie a Românilor și Istorie a Transilvaniei. Înainte de unire, protopop ortodox de Săliște și ales membru al Academiei Române în 1916, corespondent în 1918, plin la propunerea marului savant al culturii române Nicolae Iorga. În seara aceasta i-am evocat personalitatea și am făcut trimitere la cărticica, la volumul pe care l-am întocmit anul trecut. Am avut bucuria să lansăm astăzi la Cluj volumul Prezențe clericale transilvanene la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, un volum care face o radiografie a corpului clerical românesc transilvanian într-unul din momentele born, în reperul absolut al istoriei noastre, e vorba de momentul 1 decembrie 1918. Volumul nu inventariază niște biografii în sutană, ci niște conștiințe clericale și prin asta cred că e mai mult decât un instrument de cercetare. E un instrument de motivare, i-aș spune eu, și e un exemplu extrem de reconfortant, extrem de motivant, la fel ca și celălalt volum care a fost lansat astăzi și care e dedicat părintelui fondator, Nicolae Ivan. Prin editarea celui de-al doilea număr din calendarul Renașterea, Arhiepiscopia Clujului se încadrează într-o tradiție mai veche a bisericii și în special a bisericii din Transilvania, care a scos o serie de calendare foarte importante și pentru cultura și pentru progresul inclusiv economic al comunităților românești transilvanene, mai ales în perioada în care nu aveau românii aici alte instituții în afara bisericii, calendare care în afara părții acestea pe care o arată și numele de calendar propriu-zis, conțineau o parte consistentă și importantă literară, dar și o parte cu sfaturi, inclusiv sfaturi gospodărești, chiar pentru, sigur, pentru populația de la țară, pentru că aceasta era majoritatea credincioșilor bisericii noastre. La finalul evenimentului, înalt preasfințitul părinte Andrei a oferit diplome de merit tuturor celor care au contribuit la realizarea și lansarea volumelor. Mezzosoprana Iulia Merca și soprana Diana Gheorghe, de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, au oferit un scurt moment artistic.